A fost accident cumplit și într-o comună din județul Mureș. Șoferul unui microbus și cei 10 pasageri aflați în vehicul au ajuns la spital după ce conducătorul auto a intrat fără să se asigure într-o intersecție. Acolo a izbit o altă mașină. Impactul a fost unul devastator. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc pe drumul național 13, în comuna mureșeană Bălăușeri. O cameră de supraveghere a surprins momentul impactului. Pe imagini se vede cum șoferul microbuzului, care circula pe un drum secundar, intră fără să se asigure într-o intersecție, deși ar fi trebuit să oprească și să acorde prioritate mașinilor care circulau pe drumul principal. Bărbatul a ignorat orice regulă. Rezultatul a fost un impact cu o mașină care circula regulamentar. Ciocnirea a fost atât de puternică încât microbuzul s-a răsturnat. Toți cei din mașină au ajuns de urgență la spital. Printre victime se află și un copil de 12 ani. Cercetările la fața locului continuă în acest caz. Impactul a avut loc între un microbuz înmatriculat în Ungaria, condus de un bărbat de 45 de ani, și un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani din Huedin. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Din cauza accidentului, traficul în zona a fost blocat aproape o oră. Un eveniment rutier încă și mai tragic a avut loc într-o comună galățeană. Un bărbat a murit, iar soția acestuia a fost grav rănită, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren. Cel mai probabil, în acest caz, șoferul nu a observat crucea Sfântului Andrei, care semnaliza prezența unei căi ferate. Neatenția i-a fost fatală. Echipajele de salvare sosite la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Soția acestuia a fost transportată de urgență la spitalul din Tecuci.